apar noi date în dosarul de corupție de la Spitalul Marius Nasta din Capitală. 4 medici, chirurgi cunoscuți și rezidenți au fost reținuți după ore în șir de audieri și percheziții, după cum spun surse Digi24. Alte cadre medicale au fost plasate sub control judiciar. Jurnalistul Digi24, Magda Costache, vine cu detalii. Magda, te ascultăm. 8 cadre medicale din cele 9 care sunt vizate în această anchetă au primit măsuri preventive după ce au stat ore în șir noaptea trecută la audier la parchetul de pe lângă Tribunalul București și s-au făcut și percheziții ieri. Întreaga zi a durat toată această activitate. De asemenea, în urmă cu scurt timp s-a terminat și o conferință de presă aici la Spitalul Marius Nasta din Capitală. A vorbit managerul instituției despre ceea ce s-a întâmplat. A spus că nu este afectată activitatea în vreun mod acum. Sunt suficienți medici ca să își desfășoare activitatea totodată în permanență. A vorbit cu cadrele medicale de aici și le-a spus că nu trebuie să ia mită, să fie condiționat actul medical în vreun fel. Știm că au fost făcute 2 sesizări în cazul acestor cadre medicale. Una a fost la sfârșitul anului 2021, iar o a doua a fost anul acesta, la începutul anului. Au fost făcute și plângeri de către pacienți la registratura spitalului, după cum ne spuneau reprezentanții în conferința de presă. Astfel, anchetatorii au intrat ulterior pe fir și au descoperit faptul că este posibil să se fi luat mită atât pentru controlele de dinainte de operații, cât și după, dar și pentru realizarea intervențiilor chirurgicale. Unul dintre medicii vizați de această anchetă avea la Spitalul Marius Nasta de aici 15.000 de lei salariu și știm că mai activa și în alte părți, își desfășura activitatea acolo, deci banii erau cu atât mai mulți, însă se pare că tot ar fi luat mită. Surse Digi24 spun că la perchezițiile de ieri s-au găsit 50.000 de euro acasă la unul dintre cunoscuții medici chirurgi de aici, de la Spitalul Marius Nasta, și ar putea proveni banii respectivi din sume oferite ca mită. De asemenea, la audiere au ajuns 22 de persoane, vorbim despre pacienți și aparținători acestora care ar fi putut da mită. De asemenea, șeful de la secția de chirurgie toracică de aici, de la Spitalul Marius Nasta, ne-a spus că managerul instituției a purtat în mod repetat discuții cu întreg colectivul despre acest lucru, însă niciodată nu ar fi recunoscut cei doi medici conducerii de aici că ar fi luat mită.